urmează o probă. Puneți cadouașul frumos aici. Deci uleiuri, chestii, socotel, creme. Eu am un banc pe asta, dar nu pot să-l zic. Care? Că e prea de vreme asta. Cu ce a zis Ioana? Cu... Că se duce o tipă la doctor și nu zice... Nu pot să-l zic, da. Hai că-l zic repede, să duce o tipă la doctor. Domn, doctor, dați-mi, vă rog frumos, un certificat, ceva, că nu mai pot. Păi ce aveți, doamnă? Doamnă, și cum să vă explic? Nu mi-ajunge, știți? Păi sunteți măritată? Da. Faceți-vă, doamnă, un amant. Mi-am făcut un doctor, mi-a făcut și nu mi-ajunge. Cum nu vă ajunge, doamnă? Aveți și bărbat și amant. Mai faceți, doamnă, unul. Ce mai fi? Doi amant și un bărbat. Tatăl meu să fiți fericit. Am, domn doctor, ei, asta e culmea, hai. Chiar ești bolnavă, păi vezi, dăm ceva la mână, că lumea zice că-ți fac abontă. Și că tot așa era, mă scuzați, o domnișoară care se duce la domnul doctor Genu, zice, nu vă supărați, credeți că dacă mi-a dat Dumnezeu, așa, pot să mai am, pot să faceți operație, să mai am încă un aparat de genul ăsta? Da. Dar la ce vă trebuie, doamne? Nu vă supărați. Eu sunt de meserie prostituată și afacerea merge atât de bine încât vreau să mai deschid un punct de lucru. Se pare da. Gata, deci vă rog să termin. Trebuie să muți emisiunea, aia. Ne mai inviți? La marmacie, da. O muți mai pe seară. Deci, doamnelor și domnilor, fără poezie, viața e pustiu. Vă rog să trageți câte un bilețel, tu un bilețel și eu un bilețel, să faceți o poezie cu cuvintele care vă apar. Avem aici, poezie. Din partea lui... Tu poezii necunoscuți. Da, la Mihai scrie floare, ploaie. E, și la tine? Zâmbet geantă. Zâmbet geantă, că trebuie gândesc. Și poșete. Și la hai, noi? Hai, te rog frumos. Așa. Te rog frumos, ia-ți microfonul. Și cer. Foarte frumos. Magda, trage tu și să treagă și cavalerul. Vă rog frumos. Putem să le articulăm? Faceți, dragă, ce vreți. Simțiți-vă bine că e ziua voastră, să poate așa ceva. O poezie, o poezie, un catren, cum îi zice, bravo. Asta este treaba. Da. Până când se fac poeziile, durează un pic, că totuși febra creației este foarte mare. Regia, vreau să știu, vreți să mai dăm un material cu Niscai Vaporumbei prinși prin teritoriu? Vedete? Să-mi ziceți mie că, iată, hai să vedem câteva gânduri frumoase de iubire. Am auzit din surse că soțul Ioanei Popescu vrea să vină să o împace. Îl primim sau îl dăm afară? Da, dacă ești da, tu aici, dacă aveți grijă de mine, da, Popescu. Ok, da, da. Mi-ai fost studentă și te-am introdus în această lume. Nu te scoate eu și din chestia asta? Da. Hai să vedem material. Doamnelor și domnilor, cred că vom avea un moment foarte dur în câteva minute, dar ca să vă pregătesc, înțeleg că la ușă bate soțul Ioanei Popescu, să vedem dacă îl primim, că ea încă nu ne-a spus. Până atunci însă, avem aici Concursul Național de Poezie de Dragoste, Festivalul Național de Poezie de Dragoste. Începem, a zis Mihai să-l las la sfârșit, că a lui este mai pentru copii și juniori. O să începem acum cu Codruța. Hai să vedem, ia să te aud. Deci eu am terminat primul. Am fost inspirată. Ce să facem? Premiantă de mică. Deci am avut... Să vedea că place. Am avut să fac poezie cu parfum și fan. Așa. Fii atent. Iași, nu mă bag. Iubire. Asta devenim mai iubiți. Parfumul tău mă înconjoară de dimineață și până seara. Fanul tău sunt astăzi eu lângă tine tot mereu. Să se pupe mirii, să se pupe mirii. Mai de bune, parfum și bravo. Fan. Da, bravo. Acum să auzim cu ce vine el. Eu cânt, că mi-am adus aminte că am așa. Un cântec ce mi-ai cerut, frumoasă și cer, da? Da. De pe cer tu mi-ești luna luminoasă, pentru mine mândră dragă, ești cea mai frumoasă. Și n-am să las lumea cu vorbele rele, să ne facă zile grele, mândră puiule. Aia e treaba. Ia cânta puțin. A avut ajutor. Și mai am atenție mare. Atenție. Am colaborat cu moment poetic. Auzim. Am colaborat cu Cristi Brancu. Așa. Luminoasă ești, nu. Luminoasă ca un cer. Ce cauți în frigider? Nu vezi, dragă, că ești frumoasă? Vrei să devii un pic cam grasă? Ai stricat tot momentul. Păi asta mi-a cerut Cristi, să zic. La mine a fost cu frigiderul, recunosc. El a zis cu frigiderul și cu cerul. Eu făcusem ești frumoasă ca o lună, îți cer să fim împreună. O să iau în considerare prima variantă. Bine. Nu, să știi că eu mi-am băgat coada, el așa. Doamnelor și domnilor, la porumbeii noștri, ajungem aici. Avem, a fost foarte drăguță Laura mai devreme, care s-a uitat la ce scria Mihai și a zis, așa de lungă o faci. Așa că hai să vedem acum cum vine Magda. Ia, vă rog frumos, uite-te la el, drag. Așa, citește. Trebuie să spun și cuvintele da, care au fost? Frumos, da. Cântec și rădăcină. Așa. Viața mea e un cântec de când te-am cunoscut.
În suflet simți scântei atunci când te ascult. Când mâinile tale ating tandru pianul, în visare mă scufund. Și aș vrea să prind rădăcină lângă tine, ca viața să ne fie un cânt. Băgați, Vior! Gata. Ceva fantastic! A câștigat, ce o secundă, vă rog frumos, domnul Dinu, replică. Ia să auzim. Simba, ce ai scris acolo? O, zi, stai că o să fie mai... Acum s-a dat seama că e în noastră. Nu, că ascunde-o pe asta, dă-o în coace. Zi. Avem buze și bezele, extrem de ofertant. Mergi, da, deci așa. M-ați rupt. Buzele tale, da. Dragostea, dragostea ți-o șoptesc. Buze în buze, bezele-mi trimit, stai, bezele-ți trimit când îmi ești moza. Să se pupe porumbei, că mirii mai... Bravo, bravo. Da, a mers, bravo. Să zicem, Dinule, da. Hai, ești prietenul meu, bine. Dar a fost greu. A fost bine, mai fost... bine la frigider, că mai păpică... Bine, da. Aici nu avem păpică, avem apă. Începem cu Laura. Cu mine, deci eu nu pot fi serioasă. I-am și spus lui Mihai că eu nu pot fi serioasă. Deci... Adică ești neserioasă, dragă. Așa sunt, da. Eu, mai amuzant. Vă rog camera pe ei, eu mă extrag din povestea asta. Zâmbet și geantă. Așa. Stați puțin că trebuie să... La el, nu la mine. Așa. Sunt fată un zâmbet de iubire, iubirea mea și viața mea, dar îmi doresc un singur lucru, să nu mai umbli geanta mea. Foarte mișto! Foarte mare! Foarte mișto! Asta a fost. Atenție mare! Asta a fost tare. Atât vă trebuie să mă întrebați ce are în geantă, că n-am habar. Deci... Are ceva. Bun. Și are o femeie în geantă mereu, da. Dezordine. Exact. Așa că vreau. Bravo. Eu așa ca la clasa întâia, sunt un copil acum, vă dați seama. Da, stând în ploaie cu o floare în mână, așteptam o zână bună. Te-ai oprit și m-ai luat de mână și ne-am iubit din acea zi împreună. Băi, ce frumos! Bravo! Mamă, și mi-am dat seama, Cristi, că uite, noi am luat-o la glumă și oamenii și-au luat-o în serios. Cu momentul. Zău, care ai văzut că și ea cu geanta, i-a luat-o în serios. Da, da, foarte frumos. Singura colega cu geanta, că altfel eram... Eu cred da. Că a doamnelor serios, și domnilor, cineva bate la ușa studioului nostru. Ia să vedem, colegii, vă rog să ne arătați cine intră. Cine? Și da, vreau să știu dacă, ia spun că avem o problemă, în sensul în care el se mai mișca în stânga, dreapta, poate în iartă, ați observat? Să mai mișca un pic, el mai voia să se dea și ea spunea ceva, adică era o vorbă de dragoste. Știți că de Valentin, adică te iubesc cum hai. Hai ce? Zi. Păi să înceapă ai el. Ai luat microfonul? Așa, are, are. Stă cu microfonul, e cu microfonul dar... pregătit? Păi nu, că el faci? Este pe ritmul de la mâine auzim ce spune. Hai, băi, te-ai iertat? Ce ai făcut în pauza asta? Băi, dacă nu era Cristi și Prima TV, nu te iertam. Sau poate mai o lăsam așa o lună. Erai la focus la ora 6, la crime, la lovituri periculoase, știi? Adică, așa, acum e la emisiunea de Sfântul Valentin. Vreau să ne spună, domnul, ce a făcut. Care e... problema. Printre fost... multe altele, zic. Băi, ai dat inimioare la alte vertebrate? Și ce am văzut doar eu. Adică, hai, gata, nu mai zic nimic. Zi, ai dat? Tu ai, domnule. Am voie să mă abțin? Vrei să vezi, scoatem până probele? Până când s-o abține ea, că la un moment dat nu se mai abține. Probele. Înseamnă că e grav dacă se abține, domnule. Da. Eu totuși m-am gândit că era o rudă mai îndepărtată, care a făcut câteva operații și nu s-a mai recunoscut. Nu mai faceți front comun. Voi băieții faceți front comun și vă acoperiți așa? Da, mie mi se pare că domnul este foarte sincer și foarte emotiv astăzi și tu îl iei cu toate... Ia stai tu cu 3 ani cu el să vezi după aia când te scoperești. Ascultați. Sunt cu Condruța. Ai o ofertă, Valentine, poate cine știe, te-ai schimba, știi? Mai ieri dacă îmi spuneai, da. Era altceva. Pentru alifii, știți dar cu cine vorbim. Da. Să-l ierți, Ioana. L-am iertat. Uite ce gest frumos, păi, să vină. Fiți atenți, atenție mare. Doamnelor și domnilor, este ziua iubirii și a iertării. Dacă astăzi nu iertăm, de ce să-i crăpăm capul? Nu că am putea să o facem mâine, dar astăzi trebuie să iertăm. Deci, da. Bă, să se pupe. Să da. Se pupe. Împăcarea. Împăcarea. Hai, să vedem. Hai. Ia. Pupă, fata. Că hai, pupă-mi. Aoleu, schimbați cadru, că aoleu. Doar de pupat am zis, că restul faceți acasă. Acum urmează. Auzi? Tu n-ai urmărit emisiunea când veneai încoace, nu? Era ia treabă despre bucătar. Miroase bine, să știi, miroase bine. Păi nu, că ea știe cum miroase bucătarul, că a fost lângă el.
e foarte bună. Miroase bine aici, la ce gătești. Ia întreabă, ia vezi dacă miroase a e foarte găteală ea. E foarte bună. Noi salivăm de jumătate de oră aici. Nu? Nu e nicio urmă asupra ei. Adriane, eu am încercat, tată, ce să zic, eu ți-am spus, până când programul Primul Divorț, nu e niciun fel de problemă. Vrei să-mi strici copilăria? Am observat asta la tine de mult. Problema e să nu se prindă suta de ani în copilărie, atâta doar. Dar, pe de altă parte, arată ce mi-ai făcut cu mâncarea aia, că mi-era că o arzi de la Popescu. Cristi, deci avem în momentul de față mușuletul nostru de vită pe foc, avem în pirul nostru de țelină cu curry. Aici avem vinul, sosul nostru de vin Porto, iar desertul nostru momentan se află la frigider. Doamna m-a ajutat să fac aceste căpșune. Acum e doamna, mai devreme era Ioana că hârcă mâna, acum e doamna când a apărut soțul. Bă, dar n-am văzut acest ceva, nu mă lași deloc. A făcut fotbal american, e frică de el. Avem căpșunile astea glazurate în ciocolată, le vom folosi ca și decor pentru desertul nostru, pozetul nostru de strawberry, ca să fiu și un pic așa mai. Și, dragă, nu mai zice că acum ai zice, nu practic, zice căpșunii, nu mai avem căpșunii, avem strawberry. Și eu zic că aceste două rețete sunt rețetele câștigătoare către inima partenerii. Notele juriului 10. Da, doamnelor și domnilor, hai să vedem. Avem un da de la juriul nostru. Pe de altă parte, acum însă vreau să știu dacă Ioana plus Ionci egal Love vor trece la o probă la care cine dorește să intre și la rândul său în probă e foarte important. Veniți încoace. Vreau să știu dacă avem corpul delict unde este. Ați venit cu corpul delict? La bucătărie este corpul delict. Ai ceva să le dai porumbeilor? Da. Să vă servesc cu o lămâie. Dă-le o friptură. Nu. Cu făcălei? Deci momentan, vreau să știu dacă putem declanșa regia operațiunea Savarina. Aș vrea să știu. Da. Cu Savarina vă putem ajuta. Da? Când? Desigur. O secundă, dacă trebuie să mâncăm, eu mâncam. Unde sunt, mă, savarinele? Ați ascuns? Imediat. Ați băut savarinele, ticăloșilor? Eu n-am mâncat nicio savarină. Deci, doamnelor și domnilor, o să vină acum. O să vedeți exact. O rog să mă duceți toate deci, avașamentele. Noi suntem prezenți. Deci. Vă băgați voi, da, doamnelor și domnilor, din seria cine pune poticul la savarină. Ai văzut? Da, mai asta îmi place. Ce faci, mă, cu savarină? Deci câte una, mă, că nu o să mănânce toți ca nebunii din aceeași farfurie. Deci o primă farfurie. O savarină, okay. Să fiți legați la ochi Ioana și Ioncica, aici e pedeapsa. Și după aia să încercați să vă dați savarină în guriță, ca să nu zic altfel. Ați plecat, a? Hai că ne reclamăm da, și noi. Frumoasă emisiune, vă mulțumesc. Dar de ce, Cristi? Da, singură, că mie chiar mi-e foame. Așa. Vreau să știu, faci savarina acum? Da, da. Dar am scot ochelarul, cum nu va aibă nimic așa. Atât de ieftin a fost ăsta? Imediat am dat. Deci permis să joci jocul ăsta? Mi-am lingurițe cu ce legăm copiii la ochi. Nu mai gândește-te. Lasă, că ți-ai curăță. Două lingurițe cu ce legăm la ochi, vă rog frumos că e cu legat la ochi. Scoți-l. Păi îmi dai tu mie. Lucrul e foarte simplu. Lăsați microfoanele. De unde a scos cârpele astea, mă? Le rup de pe tine. E un fel de e pantalonii lui, dacă observați. Noi putem să jurizăm, să vedem dacă mă fac ce trebuie. Cred că am plecat cu soțul, pe el. Da, exact. Să arunc hainele după el, bravo. Așa, leagă-l pe el la ochi, ca să nu te bată el primul. Magda a zis că se sacrifică să nu fie otrăvită gustul ăla. Așa, leagă-l la ochi. Da, Popescu, dacă dai ochelarii, ar fi bine să dai ochelarii. Dar să știi că eu nu văd, fără ochelari nu mai văd nimic. Am mai auzit eu mai pune cârpa. Bine, hai că-mi pun. Nu, că vă ajutăm noi. Hai, ajută și aici, ajută și aici, la doamna Popescu. Ai văzut? După era Ioana Cârmăș, după doamna Popescu. Așa, deci, frumoșilor, eu v-am luat microfonul, că nu mai aveți nevoie. Vă rog să nu mă împingeți, domnule, dar ce e aici? Deci, tu ții mâna așa, ai o farfurie, ai o linguriță aici, ea este aici. Bine, mă, mai nebunit, ține așa, uite, linguriță, nu trebuie să vezi nimic, da? Ție îți dau mai târziu lingurița, da? Și acum te rog frumos să iei o bucățică de savarină și să îi dai iubitei tale acolo unde ei îi place. Da, ia să vedem. Cine e bunit? Au! Nu, mai sus. Nu știu ce faci cu mâna. Deci, așa, stai zi, Popescu, cred că eu sunt aici, zi. Prima. E ok? Nu e nimic al ți-a dat de înțeles. Ce e asta? Hai că n-ai dat pe mine că te omor. Unde ești? Vezi să-ți fă limba. La mine e întuneric, să știi. Ia-ți lumina. Bă, tu nu-mi dai
pâine. Bagă ceva. Bagă-mă ceva. Bagă-mă ceva. Eu te ajut. Acum, ia, ia, ia. Ia. Bravo. Deci, Iorgi, ai fost senzațional, n-ai nimerit-o deloc, a fost ceva senzațional. Acum e rândul tău, drăguț. Acum stânga sau... Acum stânga... Tu, așa, lasă, el ține. Ia, ia, ia. Chiar nu văd nimic, adică... Păi da, și care e problema, da. Uite, ți-am dat aici, asta este lingurița. Și acum... Că au dispărut. Valentina, Valentin și cu... Ne-am retras în glorie. Ne-am retras în glorie. Fața ta. Ia. Când am văzut, când am văzut că nu se nimerește. Băi, ați observat ceva? Când îi dă ea, nimerește întotdeauna. Când îi dă el, nu nimerește niciodată. Artă și precizie, iau te. Ia, ia. Ia, unde ești? I-ai dat și tu acum, erai nenorocit. O fi bună, o fi bună. Băi, vă rog frumos, nu vă agitați atâta. Nu vă agitați atâta, că sunt... E cu finalizarea, adică chiar îi dă până la urmă. Ia nimerică. Hai, hai, încă una și mă duc, hai. Eu sunt vinovat. Hai. Băi, Popescu, că-mi pune mâna... No! Ai zis să nu te murdăresc. Mutărești, hai. Dragoste, mai nebunit. Bravo, băi, aplauz. Aplauze, bravo. Popescu, te descurci și pe întuneric și pe lumină. La tine e nasol. Ce zici? Zic, dacă nu văd nimic, eu oricum, că am minus 5 la ochelari, vă dați seama cum mă descurc. Nu-i niciun fel de problemă, deci ea nici nu trebuie să vadă, că ea se descurcă imediat. Hai mă, că m-am ocupat să nu dai. V-ați descurcat de minune. Foarte bine. Bravo. Așa, bravo. Stai o secundă, că am o întrebare. Alți doritori? Nu, măi, noi am văzut, am jurizat. Nu s-a nimerit. Nu s-a nimerit. Foarte bun, că erați voi așa entuziești, Magda și cu Dinu. Hai să ascultăm o piesă, pentru că Ioana Popescu a venit foarte hotărâtă astăzi, da. Și o să ne cânte o piesă. E vorba, e cu pisici, da, pentru că... E o piesă compusă de mine pentru pisicuța mea, pe care credeam că o să o pierd acum ceva timp. Și slavă Domnului, a supraviețuit. Bravo. Doamne, bravo. Ajută pentru, da? Pisicuțele din toată lumea. Pentru pufii noastră. Gata. Bravo. For all the pussy cats. Baby, 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 baby
Bravo! Frumoasă de la Ardes Cosmetici, un cadou frumos pentru tine, să ai grijă de el și pentru el să aibă grijă mulțumesc de tine. Mulțumesc de suflet, da? Avem amândoi grijă unul de celălalt. Avem și de durere musculare și articulare, doamnelor și domnilor. E foarte frumos, bravo Codruța. Mulțumesc. Că finalul de emisiune este spectaculos pentru că mai avem încă un cuplu care a venit de la treabă și a reușit să ajungă alături de noi, Lavinia Goste și Mariu Zorilă, la mulți ani, porumbelul. Bravo, bravo, haideți, haideți, bine ați venit. Așa, deci, înainte să începem să dăm drumul la treabă, am un test pentru ei, că voi sunteți prea abia au venit, ei lăsăm să-și tragă sufletul. Deci, ce vă leagă pe voi de ziua de 14 februarie? Ce ne leagă? Ce ați făcut voi de 14 februarie? Câți ani împliniți anul ăsta? Ce ați mai pe făcut? Pe noi ne leagă, mai precis, 11 februarie 2012. Așa, 11 februarie. Când am înființat care e un fel de 14 februarie pentru când noi? Când am înființat de un Orchestra Națională Valahia, dar special de Dragovete. Deci noi suntem mai mult cu ziua noastră, iubirea română. Dar dacă tot astăzi e dragoste, nu merge de două ori dragoste. De două ori dragoste, da? Dar noi suntem în fiecare voi împreună? Zi cum, e, cum ar veni, de fapt. Am înțeles. De câți ani sunteți împreună? De 18. Au făcut majoratul, mă, copii. Da. Să fiți sănătoși, la mulți ani. Bravo. Am trecut, cum se zice, peste multe etape și cumpăne și uite-ne ajuns așa. E foarte frumos. Stați jos acolo în mijloc. Voi vă uitați și vedeți că am să vedeți de ce sunt eu în stare astăzi, adică la ce îi pun pe oamenii ăștia. Aici, proba cu Savarina a dispărut că doamna are mai târziu program, Magda, și ar putea. Deci avem un test de compatibilitate. Oh. Ai întrebări. Ce drăguț. Așa. Ia să vedem cam cum. Două, ca să fiți sigur, o, Laura și mare, că nu odiclesc. Voi aici știu că vă iubiți până la capătul Savarinei, așa că hai să vedem ce scrie acolo. Așa, avem un mic, vă rog frumos. Simple ai, da, cum? Dar ce e evaluare națională aici? Ia să vedem. Păi cine răspunde? Eu pun întrebarea și răspunde Magda? Hai să vedem. O întrebare, da, după care trage și el. Deci, uitați-vă la mine și arătați unul către celălalt. Cine are cele mai multe haine? Bă, așa da, bravo. Cred că eu. Nu? Dar s-a mai gândit, ați observat? Bravo, mai dați-mi coșulețul, că aici e treabă serioasă. Că păi vreau... stai, mai, să-i mai... și explic de ce. De ce? Nu e vorba de recuzită, ea recuzită are în două apartamente deja. Am înțeles. Hai, vă mai trag eu una și să arătăm. S-a sunat ciudat. Asta e simplă, frate. Cine dansează mai bine? Ea e foarte drăguță, nu știu, dai seama, te iubește tare. Adică chiar a vrut să zică, domne, și adevăr, ea. Când dansez cu ea, apar și eu că sunt dansator, dar nu e adevărat. Hai, porumbii. Pune întrebarea, da? Să vedem cine arată. Cine este mai sociabil? În lume. Amândoi. Amândoi suntem, chiar amândoi. Da? Da. Cum se zice la noi în Oltenia, avem limbariță. Limbariță, da? E foarte frumos. Deci nu e unul care vorbește mai mult și altul mai puțin. Nu, ne-am găsit. Asta voiam să spun. Nu s-au fost două familii cu limbarițe, una, dar bună. Da, sigur că da. Și aici să vedem. Următoarea întrebare. Cine cheltuiește mai mulți bani? Ce ai făcut? Vorbesc foarte serios. Ce ai făcut, Bobița? Eu sparg bani de n-ai văzut. Dar pe ce cheltuiești, doamne? Pe orice. Pentru casă, pentru vacanțe, pentru orice. Eu iau vacanța fără să-i spun ei cât costă. Că n-am înțeles. Nici nu te mai întreabă să nu doară capul. Nu, eu sunt chipzuită. Altfel n-ar mai pleca nicăieri, așa? Nu, plecăm, dar zice, hai mă, iubire, să ne mai gândim. Hai că mai sunt și alte locuri. Dar eu în toate sunt mai calculată și mai chipzuită. Da? Vorbesc foarte serios. Mână de femeie, da. Păi am avut noroc că dacă aveam o femeie tot ca mine, eram faliți. Erați pe lux și opulență, dar la un moment dat chițăiați un pic, da? Da, cu șobo și cum ce frate, mă, dar să nu roadă șobolanul, adică... Bravo, foarte bine. Ați la noi să știi că nu se potrivește întrebarea, noi nu ne certăm. Deci își cere primul scuze. N-are cine. Nu cred. Niciodată nu-i prea târziu. Știu, dar... Că e un sport care se ia repede. Suntem la început. La început. Ok. Păi după 4 ani zase. Hai să vedem. Hai să mai vedem. Eu pun întrebarea. Atenție mare, puțină liniște, vă rog frumos. Puțin respect, da? Da. Cine este mai încăpățânat? Din păcate, da, eu. Da, n-am ce să fac. Dar de ce? Pentru că de ce, cum ați spune pentru cineva? Pentru că așa sunt eu. Sunt vărsător cu ascendent în Taur. Deci iar Taurul eu sunt e mai scorpion cu ascendent în vărsător. Și tu? Și scorpion? Îl lași pe el? Da. Nu s-a inventat așa ceva. Eu sunt de acord cu ce spui tu. Nu s-a inventat așa ceva. Scorpion? Nu s-a inventat. Eu am născut în zodia greșită. Ah, ok. Da, probabil. Înțeles? Tu nu ești scorpion. Da, nu ești scorpion. Mă minți. Nu arată. Da. Mă minți. Scorpion, dar ascendentul contează ascendentul. Cred că de acolo se trage. Soția mea
Scorpion cu ascendent în Scorpion. Deci e regina Scorpion. Da, da. E bine. E soția mea e Scorpion, așa că eu înțeleg de ce vorbesc. Te iubește extraordinar, dar are un punct de vedere, nu te joci, frate. No, și are, stai, și are, dar acolo nu ne contrazice. Dar el, până la urmă îi dai dreptate lui. Da. Cumva îl las pe el, dar cu decizia mea. Nu știu pe care să vă duc după aia să vă fac statuie la, la muzeu. Ei sau ție? Ai zis ce mi s-a sunat? Da. Mă lasă pe mine cu decizia ei. E seria, da, mamă. Bravo, Laura. Hai să vedem. Asta era o întrebare? Da. Hai să vedem. Deci, cine e mai dezordonat? El. Și, da, de ce, dragă? Pentru că nu vreți să știți cum că este ea mai ordonată. Am înțeles. Tu ești mai ordonată? Deși nu, nu crede lumea și nu. Așa? Se da, nu par, da? Dar am un haos super controlat. La el toate lucrurile sunt așa. Peste tot. Deci nu ai unde să pășești în casa aia să mergi. Da. E adevărat? Mă abțin. Hai, trai, hai să mai tragem una. Mai tragem una. Hai, mai avem una, două. Cine este mai calm? Nu știu aici. Eu zic că el este, până când îl enervez atât de tare încât... Până când mă înțeapă Scorpionul. Am înțeles. Da. Haide totuși aici, uite, trageți unul de curiozitate, să vedem. Cum sunteți voi? Ia să vedem, Marius. Așa, microfon. Cine sărută mai bine? Altă întrebare. Mai tragem una, dacă mai tragem una, că da, terminați cu provocări. Parcă nu erau întrebări de genul ăsta. Ia să vedem. Cine face cele mai bune cadouri? Lavinia. Da? La toată lumea. Băi. Cineva, cine vrea un cadou deosebit, eu știu foarte bine. Hai, cum ce se potrivește? Nu, dragă, nu mai e încă una, dar să sunteți prea cu minți așa, să fie ceva mai așa vioi. Ia să vedem. Cine, așa sunt. Cine e mai diplomat? Câteodată, eu câteodată Zorilă. Zi Zorilă. Nu zic că eu, Dana. Domne, Zorilă zice că 1-0 pentru el, de fapt e 1-1. Da. Bădișorul meu, dragul meu, sufletul meu, ai cerut pită cu nuci, eu ți-am dat buzele dulci. Bade bădișorul meu, dragul meu, sufletul meu, ai cerut pită cu miere, eu ți-am dat buzele mele. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Floare rară, floare albastră, m-a găsit dragostea în viață. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Când suntem la oaltă, purtăm dragoste curată. Și ne-a fost sortit așa, să ne lege dragostea. Tu în ochi porți dragostea și ca mierea gura ta. Pentru mine ai fost făcut și nu vreau nimic mai mult. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Flore rară, flore albastră, m-a găsit dragostea în viață. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Ar fi de bine să trăiesc în veci cu tine, în umbra
să verde, unde umbra ni se pierde. Să ședem la umbra deasă, pe ierbuța temătasă. Eu aș fi a ta regină, viața mea ar fi senină. Dar e rară floare albastră, mă găsi dragostea-n viață. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Floare rară, floare albastră, m-a găsit dragostea-n viață. M-a găsit și s-a împlinit și de atunci n-am suferit. Lavinia și Marius! Bravo, bravo! Când ți-a făcut Marius ultima dată un masaj? Da, sincer. Cred că duminică seara. Duminică seara. Terapeutic sau... Terapeutic, m-a început de la picioare. Și... Da. Și a terminat la față. Ce frumos! Ei, atunci, bravo, pentru Marius, profesioniști, da. Eram ca, să mai, ca să mai ai încă un ulei de masaj, de data asta poți să mergi și spre afrodisiac, depinde de tine. E Sfântul Valentin, da, acum da, dați da. Drumul la treabă, puteți da. Foarte recomandat pentru tine de la Ardes.ro. Bun, pe de altă parte, vreau să vă întreb așa, deci acum este momentul, azi se fac declarațiile, inimioare, flori, chestii, socoteli. Fă-i o declarație. Soția ta, viața ta. Hai că ține vioara pentru asta, cum, ce vrei tu, fac. Hai să vedem. Să laud pe zorile, ia. Cea mai frumoasă declarație pe care o pot face acum, după 18 ani, este că o iubesc la fel de mult ca atunci când am văzut-o prima dată. Adică... Acum 18 ani. La început nu iubeai, doar ai fost atras de ea, recunoaște. Nu. Era iubire. Eu promis să mă aranjez și să mă machiez. Știu că se tot vorbește despre dragoste la prima vedere, la noi chiar a fost. Chiar? Da. Ce frumos. Da, și la tine la fel sau l-ai acceptat așa pe bogat, frumos și... Ce bogat, mai bogat? Măi! Am fost nu? Mai de noi de amândoi. Am auzit că ați început într-o garsonieră acum 18. Deci da, chiar nu ne lăudăm și... Într-o garsonieră cu chirie. Cu chirie, atenție, normal. Cu atenție. Noi doi am început de jos, dragostea noastră s-a întărit. Cum a trecut timpul, ne-am maturizat împreună, am crescut împreună și atunci când avem un impas sau ceva, tot timpul ne gândim la dragostea noastră, pentru că noi și muncim împreună și eu compun, el orchestrează ceea ce eu compun și atunci automat poate sunt anumite discuții, iar noi femeile vrem să avem noi... Cunoaștem. Da. Dar am vorbit mai devreme. Da? Avem aici scorpion depus la muzeu, că nu sunt scorpioni. Noi suntem adică... amândoi raci. Ah, bravo. Amândoi raci. E bine. Și dați înapoi... Nu dăm înapoi. Suntem calmi, suntem răbdători. Eu sunt de unde sunt, de la Codru, de la Sătmar. Deci eu sunt calma calmilor. Și Zorila? Zorila este din sud, din Giurgiu. Dai noștri, de aici. Un singur lucru mai vreau să știu. Când a fost primul Te iubesc? Vreau să descrieți cadrul, tot. Hai că ai mai spus odată. Ai mai spus odată. Mi-a trebuit ceva curaj să fac. Cam cât? A trebuit să beau ceva înainte. Luați notați. Ai băut ceva? A trebuit să beau să-mi fac curaj, să-i spun, pentru că, să nu mă ia de nebun. Și așa, băutura uneori ajută. Mă rog, să prinzi curaj. Nu faceți ca el. Consum excesiv de alcool, dar unează grav. Ideea este că el îi spune foarte des Te iubesc, doar pentru a mai prinde curaj. La început a fost greu pentru mine ca ardeleancă să recunosc că m-am îndrăgostit de Marius, fiind din Giurgiu. Am avut apăsat... Inima deschisă din prima secundă, dragă. Da, știu, dragă. Numai că așa sunt fetele, femeile mai sceptice. Când vin un cuceritor așa... Mai ales că el era violonist, eu cântam, deci a fost o chestie, știi, mie cumva tot timpul am ascultat și de ce spun alții și atunci n-a fost bine și în primul rând... Ce spune inima? Dai seama ce spuneau părinții, știi? Ce spuneau părinții mei? Zona aceea și ei, unul din sud, adică... Păi da, cum? Dar nu vrei să știi ce mi-au auzit urechile după aia, dar ți-ai luat unul de acolo, dar ce, nu ți-ai putut lua un ardelean sau...
Mai da, uite ce a ieșit. S-a demonstrat, da. Ia uite ce e frumoasă. Știi, tot ce e frumos se vede. Greu, doar noi îl știm. Dar e important că ca în orice familie se construiește, da, absolut, cu mult efort, e normal. Absolut. Și cu multă tensiune, absolut, cu multă strădanie. Bravo! Da. Aplauze frumos pentru îndrăgostiții noștri. Mulțumim. E foarte frumos. Cred că mai aveam o secvență cu Alexandra Ungureanu, după aia mai am o probă așa de dans și bune maniere. Și stimați telespectatori, dragi prieteni, care este camera mea, doar că sunt la 14 ani, vreau în camera mea, dragii mei, am un anunț important pentru prima ediție în direct din acest an. Exclusiv VIP, o emisiune cu portocale. Așadar, nu știu ce ați înțeles, dar e o emisiune foarte serioasă, pentru că vreau să știu cine dansează acum la proba portocalei. Veniți voi, da, să vedem. Popescu și cu domnul, cine mai dorește? Nu. Avem aici, dumneavoastră aveți pălărie, pe Lavinia, de la vioară nu se poate, da? Cu o singură condiție, să putem să mâncăm după aceea. Normal că o mâncați după aceea și dacă sunteți cu mis, mai primiți una, ca să ai două portocale, cum se cuvine. Așadar, doamnelor și domnilor, ia, ce vorbești, bă? Așa a vrăjit-o, magie, aia e treaba, da? Iuțeală de mână. Regia, muzica, prin urmare, puneți portocala, mâinile la spate, așa, și dansați. Ion Cibaci, acum să te văd, neni, draghe, da? Mâinile la spate, da? Hai, dați-i drumul, muzica! Nu face schimb de parte. Hai, mai pune o dată. Hai. Nu mai cu ea. Ioana, să trebuie experiența. Ioana știe de ce să miște, înțelegi? Da. Am înțeles. Lasă portocalele în pace, ia mâna de acolo. Bravo copii. Uite, avem aici Ioana. Mai avem aici pentru Ioana și pentru Ionci, pentru masaj de împăcare, că ați avut probleme, mă înțelegi, la... Vă rog frumos, fără violență, că suntem o emisiune serioasă, băi. Dar vă rog frumos. Deci, mulțumim. Da? Foarte frumos. Da, explică-le. Cine cui face masaj? Eu te știu pe tine, o pricepută. O pricep super bine, el nu știe absolut. Uite, el face așa. Tac, auzi cum. Uite, ia întoarce-te așa puțin, cam cum, la spate, îți face masaj. Ia, arată. Mergi sau cum? Cum face? Hai că au început treburile. Oh. Da, dar face bine. Uite puțin, dar face bine totuși. Problema e cum termină. Da, de obicei doare spatele. Da. Da. Dar tu acum o mângâi? Auzi? O mângâi sau o bați? Că și nu mă tu, prind ce-i tu? Faci. Ia-s. Eu îi mai fac, dar în alte... Ale corpului. Picioarele, închieturile, că e mai în vârstă și îl fac. Nu e mai în vârstă, mai e în fara vârstă. Te rog să terminați. Da, bărbați oricum. Mai mult mesaj terapeutic. Mai în vârstă decât cine? Mesaj pozitiv. Da, e foarte bine. Deci, doamnelor și domnilor, am asistat și la un moment binecuvântat mai devreme. După 40 de zile, Mihai Onilă a pus gurița pe carne, ca să zic așa, adică a mâncat friptură. Și cum este? Impresie după meci, așa? Foarte gustoasă. Foarte gustoasă, da? Foarte frumos. Parcă e mai... S-a îmbujorat. Și-ar veni la viață. O să mai vorbim într-o altă emisiune despre toată experiența aceasta lui Mihai, pentru că este absolut fenomenală cum și-a revenit. Domnul Salomia. Atent, experiența lui Mihai, mai bine am aflat-o de la Dinu, pentru că Dinu a fost alături de el pas cu pas. Am văzut. Da, știe, deci, colegul știe, a nevoie tot, să cunosc. Știe și mai multe decât îți poți tu imagina, nu-i da, așa? Da, s-o cu foame împreună, să înțeleg. Da. Până când se devorează portocalele, hai să vedem, Adrian, ce ai făcut acolo din ce a mai scăpat de la vedetele noastre? Pozetul nostru de strawberry sau de căpșuni, varianta românească, cu ciocolată. Dom'le, eu am încercat să fac un tuili, să arate un pic într-un fel anume, doar că, practic, mi-a căzut la un moment dat, nu știu, n-am mai depins de mine. Aici avem preparatul nostru, mușulețul de vită, un piure de țelină, sparanghel blanșat în unt, usturoi, sare, piper, ciupercuțe, castană și un sos de vin Porto. Acesta este preparatul pentru bărbați. Este bun pentru femei atunci când îl mănâncă bărbații. Bun. Mai avem 30 de secunde. Vreau acum, de la toți îndrăgostiții, un mesaj de iubire. Zi!
Vreau să transmit un mesaj de iubire lui Adrian pentru această friptură minunată. Absolut. Despre iubire? Iubiți-vă mult! Nu mult. Iubiți-vă cu adevărat din tot sufletul și fiți sinceri unii cu ceilalți. Așa, la bine. Pupici în fiecare dimineață și seară. Și 10 mereu. Secunde, porumbei aici, ziceți și voi. De acord cu la vie. Suntem de acord cu antevorbitorii noștri, da? Mai da. Bine, dragii noștri, vă mulțumim că ați stat alături de noi la această ediție specială. Te iubesc, iubiți-vă acasă și doriți-vă tot ce este mai bun pe lume. Rămâneți cu focus. Ne vedem mâine în direct.